make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să mai joc un joculeț de browser, că văd că sunt foarte apreciate. Am văzut că v-a plăcut Akinator, v-a plăcut ăla cum să-ți omori profesorul la Don't Wake Your Teacher. E bine, astăzi jucăm Triviador România sau Conquistador, sper că am pronunțat bine. Cei care cunoașteți Conquistadorul știți cam în ce constă, cei care nu știți nici Triviador, nici Conquistadorul, vă explic repede cam în ce constă. Jocul acesta este multiplayer, te conectezi cu Facebook-ul, poți să joci cu prietenii tăi de pe Facebook. Și sper că am dat drumul la înregistrare și că măcar microfonul a coborât. Dați aici pe start, hai că rămâi și fără energie. Te dă random cu alt prieten și cred că trebuie să dau un pic mai încet cromul. Te dă cu încă doi tipi random, tot așa, care și-au făcut ori cont cu mail-ul, ori cu Facebook. Bă, da, ce nume își pune ăștia, mă rog. Și aveți aici harta României. Bă, da, chiar că se aude tare. Și vă dă la fiecare câte o bază pentru teritorii, la care voi trebuie să cuceriți celelalte teritorii, alea care n-au nimic pe ele. O să vină acum întrebări de cultură generală și noi trebuie să răspundem la ele. Prima întrebare: câți discipoli a avut filozoful chinez Confucius? 200. Hai să dăm un random, un număr random de 200. 3000. Hai că am fost cel mai aproape. Întâi ne dă întrebări din acestea la care putem răspunde random. După care, când vin întrebări în care ne batem între noi, putem să... Nu. Hai mai întâi să explic pe rând. Întâi vedeți aici. Dăm răspunsuri și pe măsură cu cât răspunde mai bine, cu atâta luăm mai multe teritorii. Deci primul, care a răspuns aproape corect, aleator, nu aleator, parțial așa, ia două teritorii, al doilea ia un teritoriu, ultimul ia muie, nu mai ia nimic. Yes, următoarea întrebare, IT, care este capacitatea de scoare maximă gigabyte a cardului memory pro 200? 8? 16? 100, auzei și pe ăștia. Mamă, ce aproape am fost. Din nou două teritorii cucerite. Hai să ne îndreptăm către vasul. Vreau să iau și aici din vasul niște teritorii. Acum am dat teritoriile. După ce se cucerește toată mapa, o să ne atacăm între noi ca să ne luăm teritoriile. O să avem niște runde în care ne atacăm. Și pe măsură ce ne atacăm și astea, ne scad și ne cresc punctele. Mai țin mult obele astea odată până și alge teritoriu bun și ales. Și poți să le elimini din start parversat dacă i-ai atacat baza. În ce an s-a născut Teodor Viorel? 1900? 1941. Cel mai praf răspuns l-am dat. Da, n-am fost pe aproape. Mă rog, după ce se termină întrebările astea în care cucerim alte regate, ne atacăm între noi și nu o să mai fie întrebări din astea care putem da cu răspuns parțial. O să fie întrebări cu variante. Dar întrebări pe mișto, gen când a fost difuzat primul episod din Tom Sigeri, care a fost cel mai crud domnitor, când a fost sfârșitul războiului. În ce an s-a născut Beyoncé? 1960. 81. Ai că și eu handicapat. Și eu mă gândeam la Madonna, că știam de Madonna care și-aia vreo 60 de ani. Era bine. Da, se pare că m-am făcut de căcat. Acum ăsta o să treacă în fața mea. Da, o să-mi spune Beyoncé în 1960. Let the battle begin. Ok, hai las că mă revanșez la bătălie aici, o să dau răspunsuri mai bune. Ok, deci eu sunt cu albastru, întâi ăsta, mă atacă pe mine. General, care general din armata nazistă era supranumit Vulpea Deșertului? M-am făcut de căcat. M-a cucerit. Mi-a dat un teritoriu, mi-a scăzut punctele, i-am mai dat lui ăsta, nu e bine. Ia, tot pe mine mă atacă, chiar că l-atacă pe ăsta cu mai multe, cred, nu sunt sigur. De fapt, da, pă... O, îi atacă baza. Banatul este o regiune. Poate nu știe niciunul. Cum dracu să spui că Banatul e o poezie? Handicapați rău ăștia. Și sunt români ăștia, nu sunt străini să zicesc că...
Tac baza, na, tac baza. Hai să recuperez teritoriul că îmi dă mai multe puncte. Ok. Volkswagen este o companie constructoare de... Germania? Am zis bine. Am recuperat teritoriul. Ăsta a scăzut 400. Mie mi-a dat 400 de puncte, mi se pare. Și mie tot 400, da. Și acum suntem la egalitate. Hai că am recuperat. Acum i-am dat... Am dat bine întrebarea asta. Nu, dar după nume suna... Guess fast. Stai, în loc să citesc Volkswagen, am citit Volkswagen din auri? Deci handicapat. Răzătoare. Guess fast. Ah, dar ce vreau să zic, dacă dați cumva același răspuns, amândoi răspundeți corect, vă dă întrebarea din aceasta, care puteți da cu răspuns parțial. Mamă, dar legalitate să ăștia doi. Asta vrea mereu să-i atace baza, dar nu iese. Ok, mă atacă pe mine. A, eu trebuie să atac. 200, 200. Nu-i atac baza că sunt prea grea întrebări, dar... Hai totuși cu... Aia cu baza. Îmi trebuie 3 întrebări corecte ca, ca să-i pun la baza. Dacă am luat baza, e eliminat. Ce conține aluatul? Bază pentru gogoși. Lapte, ouă, drojdie de făină, sare, zahăr. Da. Am zis bine. Prima întrebare. Ok. Încă două și am distrus baza. De măsură. Care este unitatea de măsură în sistemul internațional pentru cantitate de substanță? Mol. Asta am învățat la fizică. Hai, hai, următoarea întrebare. UNESCO în ce an a fost inclusă? 1950. Spune, doamne, că am zis bine. 2000. Egalitate. Încă una. Hai, 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 am doar zis 1950. Care nu este genul clasic, arte clasic, sculptură, pictură, grafică, coregraf. L-am eliminat. Bun, am scăpat de la mai bun, i-am distrus baza. You have conquered the Red Empire. Și am scăpat de ăsta. Mi-a dat toate punctele lui. Acum o să mai războiesc doar cu ăsta. A, tot eu. Nu-i atac baza, las cu baza că deja mă doare creierul. Deci poate trebuia să-i fie atacat baza. Hurry! Jocul începe. Ce s-a introdus pentru prima dată în PDA? Ne-am făcut de căcat. I-a mai dat lui ăsta 100 de puncte care existat. Sau nu? Mă atacă el acum. Cred că asta atace baza. Ce ziceam? Baza cu cerită. Cine cântă melodia Drumurile noastre? Dan Spătaru sau? Da, Dan Spătaru. Drumurile noastre, poate. A, bă, că asta e. Câți membri are grupul The Rolling Stone? 5. 5? 4. Am unde am răspuns 5. Am răspuns mai repede. Încă 100, ok. Hai mă să-i atac baza, poate îl elimin, poate. Ok. Hurry. Ce te arde fără să fie cald? Chiar nu știam chestia asta, am dat-o la nimereală. Hurry. Câte cărți apărți mă? 32. Da, nu mai ieși să ne atac baza. Nașpa, că eu trebuie să citesc și repede întrebarea. Poți să... Aoleu, mi-a atacat baza. Cine a fost regele al Romei? Am răspuns corect. Și ăsta mai are drept să pună întrebări? Game over. Ah, sfârșit de joc. Glorious victory. Și am câștigat. Se pare că în acest moment în la jocul ăsta sunt pe locul 13. Am încă 2 puncte XP și eram pe, mă rog, 3 puncte și ne treceam pe ăla de pe locul 12, mă rog. Deci ați văzut cam în ce consta acest joc. Îți mai dă niște, la o dată la 24 niște chestii gen să faci 50-50, să ți elimine una din întrebări, că mai poți să coltezi pe acolo, dar asta n-are importanță. Mă rog, eu sper că vă place jocul acesta, este de cultură general, pe cum ați văzut, vă dă întrebări chiar foarte bune. E ușor cât de cât pentru că găsești mulți proști care doar la știu, dau și ei la nimeral pe acolo că le că nimeresc. Ați văzut, eu nu le-am dat toate la nimeral, am nimerit și o 2 sau 3. Din nou, eu sper că v-a plăcut joculețul acesta, dacă mai vreți să mai fac episoade cu el, lăsați un comentariu, mai dați-mi și niște idei de alte joculețe de astea de browser. Mie nu chiar îmi place să mă joc jocuri de genul.
Și ce să vă mai zic, până data viitoare, ciao les, a da, vă las și link-ul în descriere, n-o să uit asta.